Iosif Stalin, dictatorul sângeros. Probabil cel mai crud dictator din istoria omenirii, Iosif Stalin a fost cel care a extins granițele Uniunii Sovietice, a creat un sistem de sateliți în Europa de Est și a transformat URSS într-o mare putere, cu influență în toate zonele globului. Trăsătura cea mai proeminentă a personalității lui Stalin a constituit-o cruzimea. Se pare că nu ar fi manifestat niciodată vreun sentiment de milă. Era o persoană foarte suspicioasă, aproape paranoică. Totuși, a vădit reale calități, energic, perseverent, isteț și cu o inteligență deosebită. În volumul intitulat Teroarea Roșie, profesorul universitar Iorg Baberovski îl descrie pe Stalin ca fiind un violent și nemilos psihopat, un despot crud și totodată un ucigaș în masă, omul care a aruncat o întreagă națiune în haos și teroare. Omul care a condus o Uniune Sovietică timp de 26 de ani este descris drept un ucigaș care dorea să simtă plăcerea reală a agresiunii și violenței asupra semenilor, totul fiind executat, potrivit autorului, ca un pur antrenament. Dictatorul sovietic nu a fost capabil să facă distinția între prieteni și dușmani. În imperiul său paranoic, oamenii erau lichidați fără discriminare. Dar cine a fost Iosif Stalin, cel pentru care nu existau conceptele de bun sau rău, toți cetățenii fiind considerați potențiali dușmani? Iosif Visarionovici Stalin, născut Iosep Besarionis Dzeyugashvili, a venit pe lume la 18 decembrie 1878, în orașul Gori din Georgia, în Caucaz, în familia cizmarului Visarion Ivanovici Dzeyugashvili. Mama, Ecaterina Gheladze, provenea dintr-o familie de iobagi din Oseția. Limba lui maternă era gruzina, o limbă foarte diferită de limba rusă, însușită ulterior, pe care a vorbit-o toată viața cu un pronunțat accent gruzin. Iosif, denumit din afecțiune Soso, a fost practic singur la părinți, cei trei frați ai lui Stalin murind de tineri. Stalin era sărac lipit pământului. Tatăl lui, un cizmar bețiv care își zvânta fiul în bătăi, a murit când Iosif avea doar 11 ani. În tinerețe, Iosif a urmat cursurile școlii confesionale din Gori, apoi pe cele ale seminarului teologic din Tiflis, dar a fost exmatriculat din seminar în anul 1899 sub acuzația de a fi răspândit idei subversive. S-a alăturat mișcării marxiste ilegale, iar în 1903, când partidul s-a scindat, el s-a situat de partea aripii bolșevice. În perioada în care a urmat, până la 1917, Iosif Stalin a fost membru activ al partidului, fiind arestat de cel puțin 6 ori. I s-au administrat pedepse destul de blânde, iar el a reușit să scape în repetate rânduri, ceea ce nu exclude posibilitatea să fi fost agent al poliției. În această perioadă a adoptat pseudonimul destul de potrivit Stalin, omul de oțel. Stalin nu a jucat un rol important în timpul Revoluției Comuniste din 1917. Totuși, el a fost foarte activ în următorii 2 ani, iar în 1922 a devenit secretar general al Partidului Comunist, în urma morții lui Vladimir Ilici Lenin. Acest post i-a conferit o mare influență în aparatul de partid și a constituit un atu important în lupta pentru putere, care a izbucnit după moartea lui Lenin. Se știe că Vladimir Lenin dorea ca succesorul lui să fie Leon Trotsky. De fapt, în testamentul lui politic, Lenin a afirmat că Stalin era prea nemilos și că ar trebui înlăturat din postul de secretar general. Totuși, după moartea lui Lenin, la începutul anului 1924, Stalin reușește să facă pierdut testamentul acestuia. Mai mult, Stalin se coalizează cu Lev Kamenev și Grigori Zinoviev, doi importanți membri ai biroului politic, și formează o troică sau un triumvirat. Împreună, ei îi înving pe Trotsky și pe adepții acestuia. Stalin a rămas la putere pe tot parcursul celui de-al doilea război mondial și după încheierea acestuia până la moartea sa.
Din anul 1946, Iosif Stalin a deținut și funcția de prim-ministru al Uniunii Sovietice. Ideologia marxist-leninistă, ca interpretare a lui Stalin, este adeseori numită și stalinism. Viața de familie a lui Stalin nu a fost prea fericită. Prima soție a lui Stalin a fost Ecaterina Zvanidze, cu care a fost căsătorit în 1904 pentru numai 3 ani. Singurul lor copil, Iacob, a căzut prizonier în timpul războiului. Germanii au propus un schimb, dar Stalin a refuzat, astfel că Iacob și-a pierdut viața într-un lagăr german. În 1919, Stalin s-a recăsătorit. A doua soție, Nadejda Aliluieva, s-a sinucis în anul 1932, împușcându-se după o ceartă cu soțul ei, lăsând o scrisoare de adio. În mod oficial, ea a murit de boală. Din această a doua căsătorie au rezultat 2 copii. Fiul, ofițer al forțelor aeriene sovietice, a devenit un alcoolic. A murit în anul 1962. Fiica lui Stalin, Svetlana, a fugit din Uniunea Sovietică, iar în 1967 a ajuns în Statele Unite. Sub Iosif Stalin, care a înlocuit noua politică economică cu planurile cincinale, introduse în 1928, și agricultura individuală cu agricultura cooperatistă, Uniunea Sovietică a fost transformată dintr-o societate țărănească într-o mare putere industrială mondială, la sfârșitul celui de-al 4-lea deceniu, țara sa devenind a 2-a putere economică din lume. Agricultura sovietică, care a fost exploatată prin finanțarea industrializării, a continuat să fie subdezvoltată pe toată durata deceniului. Colectivizarea a trebuit să facă față opoziției generalizate a chiaburilor, în fapt cei mai harnici și gospodari oameni ai satelor, având ca rezultat o luptă înverșunată a multor țărani împotriva autorităților. Distrugerile provocate de colectivizarea forțată impusă de Stalin au fost responsabile de foametea teribilă care a cauzat moartea a peste 5 milioane de oameni între anii 1932-1933, în special în Ucraina și în regiunea inferioară a fluviului Volga. Guvernul lui Stalin a pus un accent mare pe asigurarea de servicii medicale gratuite. S-au dus campanii împotriva tifosului, holerei și malariei. Numărul de doctori a crescut atât de repede pe cât a permis capacitatea învățământului medical și a facilităților medicale. Rata mortalității și mortalității infantile au scăzut în mod continuu. Învățământul de toate gradele era gratuit și s-a dezvoltat în mod spectaculos, tot mai mulți cetățenii sovietici învățând să scrie și să citească, mulți devenind absolvenți ai unei forme mai înalte de învățământ. Generațiile care au crescut pe vremea lui Stalin, în special femeile, au avut parte și de mai mari posibilități de obținerea unei slujbe. Ca șef al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Stalin și-a consolidat puterea aproape absolută în deceniul al 4-lea, prin intermediul marii epurări, îndreptate împotriva oponenților politici și ideologici, culminând cu exterminarea majorității membrilor Comitetului Central Bolșevic și a mai mult de jumătate dintre delegații foarte docili de la cel de-al 17-lea congres al partidului din ianuarie 1934. Evenimentul care a dat semnalul acestor purificări l-a constituit asasinarea, pe 1 decembrie 1934, a lui Serghei Kirov, înalt oficial de partid și unul din consilierii lui Stalin. Se pare că Stalin însuși a ordonat asasinarea lui Kirov spre a se descotorosi de el, dar și fiindcă avea nevoie de un pretext pentru acțiunile sale ulterioare. În decursul următorilor ani, o mare parte din vechii lideri comuniști dinainte de 1917 și de sub administrația lui Lenin au fost executați de către Stalin sub acuzația de trădare. Măsurile luate variau de la întemnițarea în lagărele de muncă ale gulagului, la execuții care urmau proceselor spectacol sau proceselor rapide ale troicii NKVD-ului. Se argumentează că unele dintre motivații ar fi fost nevoia ca partidul să fie unificat în fața anticipatului conflict cu Germania nazistă.
Alții cred că toate acestea au fost motivate de dorința lui Stalin de a-și consolida propria putere. Persecuțiile continue din anii 1930-1940 au dus la dispariția aproape completă a Bisericii Ortodoxe Ruse. În anul 1939 mai puteau fi numărate câteva sute de parohii active, față de aproape 57.000 câte existau în 1917. Multe biserici au fost demolate și zeci de mii de preoți, călugări și călugărițe au murit sau au fost întemnițați. Pe lângă colectivizarea forțată a agriculturii, o altă măsură adoptată de Stalin a constituit o impunere a unei industrializări rapide a Uniunii Sovietice. Aceasta s-a realizat parțial printr-o serie de planuri cincinale, inițiativă preluată ulterior de multe țări din afara Uniunii Sovietice. În ciuda disfuncționalităților înregistrate, programul de industrializare a lui Stalin a fost, pe termen scurt, un succes. Imensele pierderi materiale suferite în timpul celui de-al doilea război mondial nu au împiedicat Uniunea Sovietică să devină cea de-a doua putere industrială a lumii. Pe termen lung însă, politica agricolă și cea industrială impuse de liderul sovietic au afectat grav economia sovietică. Puțin înaintea, în timpul și imediat după cel de-al doilea război mondial, Stalin a dirijat personal o serie de deportări la o scară nemai întâlnită, care a afectat profund harta etnică a Uniunii Sovietice. Peste 1,5 milioane de oameni au fost deportați în Siberia și în republicile central-asiatice. Polonezii, coreenii, germanii de pe Volga, tătarii din Crimeea, calmâcii, cecenii, ingușii, balcarii, caraciaii, turcii, bulgarii, grecii, armenii, lituanienii, letonii și estonii au fost grupurile etnice total sau parțial deportate. Un număr mare de chiaburi fără deosebire de naționalitate au fost deportați în Siberia sau în Asia Centrală. De asemenea, românii și basarabenii au fost deportați cu miile în lagărele din Siberia, iar numeroși alții au fost asasinați la Fântâna Albă și lângă Odessa. Iosif Stalin a ordonat lichidarea a 20.000 de prizonieri români în lagărul de la Bălți, una dintre cele mai mari crime de după război. În februarie 1956, Nikita Hrușciov a condamnat deportările ca pe o violare a principiilor leniniste și le-a permis celor mai mulți deportați să se întoarcă la casele lor. Totuși, nici până la sfârșitul anului 1991, tătarilor, turcilor și germanilor de pe Volga nu li se permisese să se întoarcă în masă pe pământurile strămoșești. Aproximativ 1 milion de oameni au fost uciși în perioadele 1935-1938, în anul 1942 și în anii 1945-1950 și milioane de oameni au fost încarcerați în gulag, lagărele de muncă. În perioada lui Iosif Stalin, în Georgia, aproximativ 80.000 de oameni au fost împușcați și mai mult de 100.000 au fost transportați în gulag. Pe 5 martie 1940, Stalin și alții lideri sovietici au semnat un ordin pentru executarea a 25.700 de intelectuali, inclusiv 14.700 de ofițeri prizonieri de război polonezi. Totodată, între 1939 și 1941, aproximativ 2 milioane de foști cetățenii polonezi au fost uciși sau deportați. Mortalitatea din lagărele de muncă și din închisori, ca și terorismul de stat, deportările și epurările politice, au făcut milioane de victime de care Stalin și tovarășii săi sunt responsabili direct sau indirect. Deși mulți au încercat să-l pună în seama liderilor occidentali, este cât se poate de clar că războiul rece a fost determinat de politica expansionistă a lui Stalin și de dorința lui expresă de a propaga sistemul comunist și puterea sovietică în întreaga lume. O nouă serie de epurări staliniste părea iminentă, dar pe 5 martie 1953, dictatorul de 73 de ani a murit în Kremlin, la Moscova.
Câte milioane de victime au murit pe vremea lui Stalin este o chestiune îndelung disputată. Deși nu s-a recunoscut o cifră oficială de către guvernele sovietic sau rus, cele mai multe estimări sunt între 8 și 20 de milioane de victime. Războiul rece s-a încheiat și odată cu el și influența nefastă a lui Stalin. Ca dictator al Uniunii Sovietice, Stalin a influențat soarta multor oameni vreme de aproximativ un sfert de secol. De fapt, dacă înrăurirea de ansamblu a unui dictator asupra generației proprii ar fi proporțională cu numărul de persoane supravegheate, cu gradul de control asupra indivizilor și cu timpul cât a rămas la putere, probabil că Iosif Stalin ar fi considerat cel mai puternic dictator din istorie. În timpul vieții sale, Stalin a trimis milioane de persoane la moarte sau în lagăre de muncă forțată, ori i-a omorât prin înfometare. Nu trebuie omis faptul că o parte din responsabilitatea crimelor lui Stalin îi revine lui Lenin, care l-a precedat și a pregătit terenul. Stalin a fost unul din titanii istoriei, un geniu crud, care nu va fi dat uitării multă vreme. După moarte, corpul său a fost conservat și pus la loc de cinste, alături de acela al lui Lenin, în mausoleul lui Lenin din Piața Roșie, până la 3 octombrie 1961, când a început destalinizarea în Uniunea Sovietică. Trupul lui Iosif Stalin a fost îngropat după aceea lângă zidul Kremlinului. Stalin era bine cunoscut pentru crearea cultului personalității lui Lenin, dar și al său propriu în Uniunea Sovietică. Îmbălmăsarea trupului fondatorului statului sovietic și depunerea sa într-un mausoleu a fost făcută împotriva obiecțiilor soției lui Lenin. Stalin devenise centrul cultului și adorației colective. Numeroase orașe și sate au fost redenumite cu numele liderului sovietic. Au fost înființate în onoarea sa Premiul Stalin și Premiul Stalin pentru Pace. Cultul personalității a atins noi dimensiuni pe durata Marelui Război pentru apărarea patriei, când numele lui Stalin a fost introdus în noul imn național sovietic. Stalin a devenit de asemenea subiectul artelor sovietice, literatura, inclusiv poezia, muzica, pictura și filmul. După moartea sa însă, reputația lui a avut mult de suferit. Astăzi, în general, numele lui Stalin e pomenit cu oroare, fiind asociat cu acela al unui tiran.